Băi, eu nu știu de voi, dar eu vreau iarnă. Nu știu ce e cu primăvara asta așa de târzie pe la noi prin țară, că eu vreau iarnă. Please, se poate niște zăpadă? Mulțumesc frumos! Hai. Aici vă vorbește capitanul de Xandreea și bine ai venit sau ai revenit pe canalul meu! Când părul stă nașpa, îți pui o șapcă, pentru că de ce nu? Da, sunt nemachiată. Și ce? Este un canal natural, sunt o fată naturală. Bine, în afară de genele mele false, fir cu fir, vă plac. Simt că o să avem multe pălăvrăcit, așa că haideți să trecem la treabă. Sper la o carieră în televiziune. Bă, deja că stăm un pic să ne gândim dacă aș avea eu o carieră în televiziune. Băi, deci, mamă. Cred că am vrut pe audiențele. Mai ceva ca la România au talent, mai ceva ca la Mireasa pentru fiul meu și mai ceva ca la Măruță. Da. Show DX. Show a la DX. DX show? Lasă că oricum avem show-ul nostru pe net. Când meșterii lucrează, șoarecii filmează. Ha-ha. Cum este să fii dansatoarea lui Mircea Eremia? Este foarte tare să mă duc în concerte, mai ales că dansez pe scenă, frate, văd o grămadă de lume, întrăiesc visul de a dansa pe scenă, mă întâlnesc cu o grămadă de exuți la concerte, însă partea cea mai nașpa sunt drumurile până în oracele voastre! După cum am mai spus, eu am rău de mașină. Deci dacă fac mai mult de o oră pe drum, eu deci nu mai pot, deci nu pot să stau. În afară faptului că eu am rău de mașină, nici nu pot să stau o oră, două, trei, opt ore într-o mașină. Este imposibil pentru fizicul meu, pentru psihicul meu, nu pot să stau atât într-o mașină. Nu. Eu stau în față în mașină, mai ales că Mircea deja s-a obișnuit cu mine când îmi pun căștile în urechi și nu-l bag în seamă pentru că eu stau acolo liniștită, încerc să adorm și să uit de drum și să ascult muzică și să mă simt ok și să nu mi se facă rău. Te-ai spălat vreodată cu suc pe mâini? Uite bă ce prostă sunt bă! Și eu mă spălam cu săpun! Ce părere ai de exuții tăi? Sincer, îmi iubesc comunitatea, iubesc faptul că voi mă încurajați foarte mult și aveți încredere în mine, în potențialul meu și știu că vă doriți mult mai mult de la mine și știți că sunt capabilă de mult mai mult. Sunteți acolo pentru mine cu un sfat, cu o vorbă bună, ziceți ce vă place, ce nu vă place, sunteți sinceri cu mine și apreciez foarte mult chestia asta. Le doresc oamenilor niște exuții așa ca ai mei. Ha, ha! Cum să dați dislike, măi? Da, mă, cum să dați dislike? Nu mai da dislike. Fii un om mai bun. De astăzi nu mai da niciun dislike. Bravo! Bravo, mami, așa! Când mai faci un clip cu prietena ta cea mai bună? Ia să o sunăm. Răspunde, femeie! Acel moment când și prietena ta cea mai bună te ignoră. Ați apelat căsuța vocală a abonatului 7, 3, 5, 7, 8. Te desfințez! Te desfințez! Cum a fost la nunta surorii tale? Te-ai mai întâlnit cu bărbații de la club? Dacă zici de bărbații aceia de la club, de la petrecerea burlăcițelor, aveți aici story time! Nu, nu m-am întâlnit cu ei, însă la nunta surorii mele au fost ceva întâmplări și vrei să facem un story time despre chestia asta? Când faci un tutorial în care să ne înveți să dansăm sau o coreografie pe o piesă? În curând! Anul ăsta sigur o să se întâmple dacă nu am reușit anul trecut, băi, măcar anul ăsta să o fac. După cum am mai spus, am foarte multe proiecte pe anul acesta, pe acest canal, așa că fiți pe fază. Cum reacționezi când vezi un comentariu de hate? They ask you how you are, you just have to say that you're fine. And you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god, stop fucking lying! Ce părere ai despre canalul tău? Este un canal decent, nu mă scad în clickbait, nu am făcut nimic indecent până acum. Este un canal de divertisment, râdeți de mine, râdeți cu mine, cum vreți voi. Consider că pot mult mai mult și sper ca anul acesta să-mi îndeplinesc toate planurile și să vă arăt că sunt capabilă de mult mai mult. O să mai dai lecții de dans și în alte orașe, în afară de București? Mă gândeam, băi, cum ar fi anul acesta să țin workshop-uri prin țară? Și să aleg câteva orașe și în orașele acelea să ne vedem la o sală de dans. Cum preț la intrare și să învățăm două ore, o coreografie, două, trei? Cum sună? Dar tu de câte ori răcești pe an sau tot anul ești răcită? Băi, cred că sunt răcită tot timpul anului, dar în unele săptămâni, zile, se mai accentuează așa. Sunt pe moarte. Care e cea mai mică notă pe care ai luat-o și cum ai reacționat când ai văzut nota? Cea mai mică nota mea, am luat-o în liceu, în clasa 9, la chimie. Vă imaginați cum am plecat eu din școala generală cu note ok, bine, cea mai mică nota mea a fost 3 la matematică în clasa 5-a, dacă asta e altă poveste. Și când am intrat în liceu, bum, un 2 pentru nenorocita voastră de DX. Și deja când am ajuns la liceu, pe primul semestru, deja aveam 4 situații de corigență. Așa e liceul.
Te certa vreodată cu cineva? Rău, dar ceartă din aia la TX. În felul meu nu prea mă cert, deși sunt o moldoviancă. Dar am modul meu că dacă tu mă enervezi, îmi țin calmul, tac din gură. Știți voi, tăcerea e cea mai tare armă. Cum te crezi mai frumoasă, machiată sau demachiată? Mă simt frumoasă machiată, nemachiată, când dorm, când mă trezesc, când fac duș, când gătesc, când filmez. Mă simt frumoasă tot timpul și așa vreau să vă simțiți și voi. Simțiți-vă frumoși, simțiți-vă frumoase, pentru că meritați chestia asta. That's me, bro! Ce alege între? Să afli când mori sau să știi cum vei muri? Și nu mă interesează când mor, mâine, poi mâine, peste 10 ani, 15 ani, vreau să știu cum mor. Voi cum vreți să muriți? Eu personal vreau să am o moarte ușoară, dacă se poate, Doamne, vreau să mor în timp ce dorm. Poate să am o moarte din aia handicapată, nu știu, mă împiedic pe stradă, dau cu capul de o piatră și am murit pe loc. Așa mă văd. Ai putea să cânti ceva super scurt? Pregătiți-vă geamurile, astupați-vă urechile și să-i dăm drumul. No, God, please, no, no! Thumbs, I'm arrived. Drop the beam, nasty face while you're looking at me. Flying, 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 flying to the sky. In my spaceship, I'm an alien tonight. A dirty, dirty sucker. You think I can get hurt like you? You matter. No! O să gătești? Hai să facem un clip de gătit vineri. Facem niște clătite? Mai ai academia ta de dans? Cursurile mele de street dance vor începe în februarie, așa că dacă ești din București, aștept la cursurile mele de street dance, care vor începe pe 3 februarie. Pentru mai multe detalii, te rog frumos să mă contactezi în privat, pe Facebook, pe Instagram, pe Snapchat, aici pe YouTube, unde vrei tu, toate link-urile ai în descriere ca să mă poți contacta. Dacă ai avea copii, câți ai avea? Cum i-ar chema și ce ai vrea să fie? Dacă aș avea copii, aș vrea să am vreo 2-3 copii, însă în special 2, fată și băiat. Și dacă ar fi fata, ar chema-o Sofia sau Anastasia. Și dacă ar fi băiat, cred că Luca sau Rafael, pentru că îmi place Rafaelo. Rafaelo sunt boboanele mele preferate. Cum să nu-l cheme Rafael, adică pff, bravo de X. Ce mai realizat în 2017 și vrei în 2018? Vreau să-mi înființez trupă de dans, vreau să fac clipuri mișto pe canal, vreau să introduc tutoriale de dans, însă nu vreau să dau foarte multe spoilere, nu vreau să dau foarte multe detalii, pentru că vreau mai mult să vedeți rezultatul, nu chiar planurile pe care le am. Ești blană bombă? Da, și eu fac parte din această religie blană bombă. Te cupred. Ce șampon folosești pentru păr? Arată-l! Zice aia, cu ce se spală moldovenii? Ha, 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 neamuzantă, bine, pa! Pure Care Dry Oil, engleză la colțul gurii, asta folosesc, ha, ha. O să colaborez cu alți vloggeri? Da, îmi doresc colaborări cu vloggeri, însă colaborări de calitate, colaborări bune. Ce vlogger ați vrea să vedeți la mine pe canal? De ce vorbești așa repede? Păi, dacă aș vorbi foarte lent, probabil că acest clip ar ține minim o oră. Simt că am foarte multe de spus și trebuie să le spun foarte repede. Aș vrea să devin rapperiță. Te-ai gândit vreodată să faci un cover? La ce voce de canistra mie? Cum să nu fac un cover? O să fac un cover, însă va apărea în luna ianuarie sau februarie. Însă nu vă gândiți că o să fie ceva extraordinar. Nu sunt Beyoncé, nu sunt Celine Dion, n-am o voce de privighetoare. Dar cred că o să fie ceva fun, o să fie ceva tare și abia aștept să văd dacă o să vă placă. Sunt băieți care se machiază. Păi uite-te un pic la pozele astea și spune-mi tu că băieții nu se machiază, mai ales că ei se machiază mai bine decât mine. A, și prietenul meu. Aveți clip aici? Nu pun nicio întrebare. Ia uite, mă. Bine, gata, șefa, nu pun nicio întrebare. Gata, gata. Nu da. Nu da la șapcă. Ai avut întâmplări amuzante la întâlnirile cu DX-uți? Nu vine întâmplări amuzante la întâlnire cu voi. Însă fiecare întâlnire cu voi este, frate, una foarte specială pentru mine. Îmi place că nu veniți să facem doar o poză și atât. Mulți dintre voi rămâneți cu mine și vorbim, râdem, facem poze, dau cele mai urâte semnături, dansăm, ne distrăm și mă simt super bine când stau cu voi, cu comunitatea mea. Dacă pun o întrebare, primesc un răspuns? Dacă țin cu un răspuns, primesc o întrebare? Și apropo, tu nu ai primit butonul de 100.000 de abonați? Dacă vă vine să credeți, nu, nici până acum nu am primit butonul de 100.000 de abonați. Deci pentru toți șefii de la YouTube, dați-mi butonul, butonul e al meu. Poți să faci gaming? Cred că sunt foarte multe chestii la care nu mă pricep la viața asta, printre altele, gamingul. Prietenul meu acum câteva zile a încercat să mă învețe să joc LOL. Și cred că am jucat cam 20 de minute și nici măcar n-am jucat un joc normal, un match normal, ci m-am pus pe training, trailer, ce Dumnezeu e aia în care tu te antrenezi așa de început să știi care e treaba. Deci după 20 de minute venea să adorma obosit. În schimb îmi plac jocurile cu mașini. Îmi place GTA.
îmi place. Însă cred că dacă aș face eu gaming, v-ați amuza teribil. Ce v-ați amuza și v-ați și enerva în același timp, pentru că v-ați gândit: cum, Dumnezeu, tu, femeie, nu știi să te joci jocul ăsta? Este atât de simplu. Însă da, la modul ăla. Vă plăcut videoclipul și dacă aveți sugestii de clipuri ce vreți să mai vedeți la mine pe canal, nu uitați să le lăsați, le accept cu mare plăcere. Noi ne vedem vineri cu un alt videoclip și țineți minte să fiți cuminți, nu cuminți. Vă pup!